Piețele și magazinele din Chișinău sunt acum asaltate de către părinții școlarilor. Lumea caută ghiozdane, îmbrăcăminte și multe alte obiecte de care au nevoie elevii pentru următorul an de studii. Oamenii spun că sunt nevoiți să scoată din buzunar sume enorme pentru a cumpăra strictul necesar. Vânzătorii nu ascund faptul că prețurile au crescut comparativ cu anii precedenți. Am două fetițe și trebuie să le împrăcte amândouă, să le fac parte bună la ambele. Le-am cumpărat niște sarafane, mai urmează să le procur niște cămășuți, bluziță, niște încălțăminte, ciorăpei, între astea, pentru școală. Ceva din rechizite și câte o bluziță. În rest, deja suntem pregătiți. Prețurile sunt destul de mari, spun oamenii. E și normal, prețurile sunt puțin cam exagerați, să zicem, dar ce să facem? La școală trebuie să plecăm. Primul an? Prima clasă? Clasa întâia B. Sunt foarte scumpe. După salariul care se plătește la noi, la Moldova, eu scurt clasă, lămurii vă spun. Foarte scump pentru un salariu mizerabil, 3.000 de lei. Unii spun că au cheltuit până acum 3, 4 sau chiar 5.000 de lei. În moment nu speli cupiți brâuche, rubașchi, platie, туфли и спортивные костюмы. Только на эти вещи уходит около 3000. Немножко была шокирована тем, как повысились цены. В прошлом и позапрошлом году приобретали подешевле. Но потянули. În jurul la 6-7000 cheltui pe un copil la 1 septembrie. Anii precedenți, anii trecuți, foarte rău merge vânzările. În primul rând, rechizitele foarte s-au scumpit, cumpărătorii sunt puțini. Și vânzătorii recunosc că prețurile nu sunt ca cele de altădată. Din această cauză, nici cumpărători nu prea sunt.